Cred că dintotdeauna mi-a plăcut sportul, dar de câțiva ani am început să-l practic mai serios. Când eram la Galați și el lucra acolo și abia mergeam și după fiecare meci săream în brațele portarului de atunci. Ce sporturi ai practicat când ai fost mică? Cu ce ai început? Am încercat toate sporturile. Tenis, handbal și fotbal, dar nu s-a lipit. Nu. Eu nu sunt bună la nimic cu minge. Prefer să alerg, să fac sală. Eram într-o perioadă mai grea și chiar tatăl meu mi-a spus: nu sta în pat, fă sport, fă lucruri, mișcă-te, că o să înțelegi, o să vezi cât e de important. Și practic sportul m-a scos din niște stări destul de rele. Cum ți s-a schimbat viața după ce ai început să practici sport în mod constant? În bine, adică ți se schimbă gândirea, nu-ți dai seama pe moment, dar vezi totul mai pozitiv, mai ales când faci sport dimineața, toată ziua ți este mult mai bună, nimic nu te poate atinge. Am fost la un semi-maraton și chiar Ovidiu Curti mi-a spus: dar dacă tot ai fost și ți-a plăcut, de ce nu încerci și un triatlon? Și m-am gândit: bicicletă, not, îmi place să merg cu bicicleta, hai să încerc și notul. Și ciudat e că acum notul este proba preferată. Practicai notul și când erai mică sau nu? Tot acum de curând? Fusesem când eram mică, dar nu mi-a plăcut, cine știe ce, nu m-am regăsit. Dar acum bicicleta e mai grea pentru mine, e proba care îmi place cel mai puțin. Dar cum te antrenezi? Am cam 2 antrenamente pe zi, mă duc de 3-4 ori pe săptămână la not și în rest alternez, fac bicicletă, fac alergare și sală. Contactul cu apa rece, nu pot să nu te întreb despre asta. De unde a plecat totul? Am citit despre metoda Wim Hof, mi s-a părut interesant, practicam, adică făceam dușuri reci și încet, încet am dus-o din ce în ce mai departe, am fost într-o expediție cu el și am înțeles ce beneficii sunt. A fost o provocare și îmi plac provocările, îmi place să-mi testez limitele. Poate de aia mi-a plăcut atât de mult. Cum a fost să te obișnuiești cu senzația aceea de frig? Mi se pare că nu te obișnuiești niciodată. Nu te obișnuiești? Nu, în fiecare zi, când intri în apa rece, parcă e aceeași senzație. Înainte plecai în vacanță, căutai căldură, căutai să stai mai mult și acum caut numai să not și să fie cât mai complicat. Și pe unde ai notat? Spune-ne așa niște locuri, râuri. Deocamdată pe aici nu am notat atât de mult, dar când plec în vacanțe îmi place să caut. De exemplu, am fost în Danemarca, am găsit un râu, a fost groaznic. Chiar a trecut o doamnă pe lângă mine și l-a întrebat pe tatăl meu: e ok, e ok, fata? Că era foarte frig și ploua și era vânt. Dar cât contează mintea în acele momente, autocontrolul, despre ce este vorba în momentul în care încerci să intri în apă? Mintea face totul, adică cred că dacă te concentrezi și îți reglezi respirația, îți revii și poți să stai oricât. Adică eu am stat 15 minute în gheață. De menționat că eu sunt la amatori, nu sunt la profesioniști. Îmi propun doar să fac un Iron Man și îmi place să am obiective, pentru că așa știu sigur că mă țin de treabă. Eu în fiecare dimineață îmi fac niște exerciții de respirație, îmi setez niște intenții și știu că fiecare zi va fi așa cum îmi propun. Adică dacă vreau, am o provocare, o depășesc 100%. Odihna e foarte importantă pentru mine, că prietenii mei chiar râd de mine, că după ora 9 nu prea mă sună, că nu răspund, pentru că dorm tot timpul. Într-o perioadă am fost și nu exista să ies în oraș și să mănânc sau să beau un pahar de vin, însă acum mi-am dat seama că pentru sănătatea mea mentală e mai bine odată la ceva timp să mai mănânc și ceva mai prost, să beau ceva, adică trebuie să ai un echilibru. Cum a reacționat familia ta în momentul în care le-ai spus că vrei să participi la aceste competiții și deci? S-au bucurat și tatăl meu e la fel ca mine, adică îi plac provocările. De fapt, el mi-a spus: mamă, ce m-aș buga și eu, dar îmi cam doare spatele, dar totuși mi-ar plăcea să vin cu tine. Și m-a susținut din prima. Nu pot spune același lucru despre toți oamenii din viața mea de atunci, că mi-au spus: nu se poate, este prea mult sport, de ce nu te focusești și pe alte lucruri, dar dacă sportul mă face să mă simt cel mai bine, de ce nu? Am pornit împreună pe drumul acesta cu dușuri reci, cu ice baths și atunci a venit natural. Când te trezești la 5, ai timp să le faci pe toate. Mie personal nu-mi place să fac sport seara, așa că de-aia mă trezesc de vreme, îl fac și știu sigur că mi-am îndeplinit task-ul pe ziua respectivă. Tot ce trebuie să faci este să pornești și îți dai seama pe parcurs ce e de făcut, să o iei treptat și... Îți imaginai vreodată despre tine că poți să faci atât de multe lucruri? Nu, sincer, acum mă gândesc la mine de acum 5-6 ani și nu-mi vine să cred. Ai descoperit lucruri noi despre tine făcând sport? Da, am descoperit cât de mult îmi place rutina, cât de mult îmi plac regulile, disciplina. Mă fac fericită. Sunt foarte importante regulile, pentru că dacă nu le ai, nu vei putea practica sportul respectiv la potențial maxim. Ce alimente consumi cel mai des? De menționat că nu mănânc nimic procesat, nu mănânc zahăr. Dacă îmi iau zahărul, mi-l iau din fructe. Proteina animală 20%, în rest 80% legume, fructe și semințe, dar cât mai crude, nimic gătit, mă rog. Aproape nimic gătit. Există vreun aliment care nu-ți lipsește niciodată din frigider? Apio și pătrunjel. Există? Eu mai mult sunt cu patiserie, adică croissant sau poate un covrig. Gătesc, da. Pentru că dacă nu mănânc de la restaurant, atunci trebuie. Cum e când îmi gătești? Îți gătesc, că sunt dezlegări la pește, nu-ți fac pește. Cum arată o masă perfectă cu tata? Toate mesele sunt cu tata în mare, că mâncăm tot timpul împreună. Încep anul în forță. În ianuarie mă duc la campionatul internațional de not în ape înghețate și după mai vedem. Aș vrea să fac și un Iron Man, dar tot vreau să fiu pregătită pentru asta, să nu mă duc și să-mi fie greu și atunci nu știu dacă la anul sau în 2 ani. A mai fost o încercare, pentru că acum foarte mulți ani începuse să fac atletism. Da, a plouat într-o zi și s-a terminat cu atletism. Pentru că, na, ploaia era un obstacol de netrecut la momentul ăla. Nu mă așteptam, într-adevăr, să plece direct pe direcția asta la modul că vreau ce-i mai greu. Pentru că Iron Man este încercarea supremă. Cine face Iron Man poate să facă orice. De fapt, oricine poate să facă Iron Man. Asta e secretul pe care unii nu vor să-l înțeleagă. Pentru că sunt foarte mulți oameni cu care eu am discutat și care, spre exemplu, la fasting, n-aș putea. Din moment ce pleci cu ideea asta, e clar că nu o să poți niciodată să faci nimic. Dacă spui din start, da, voi face, puterea minții este fabuloasă. Cine să? Oamenii cred că au limite, dar nu ai limite. E doar în capul tău. De fasting cine s-a apucat primul din familie? Eu. Și l-ai convins și pe tatăl tău? Da, când a înțeles beneficiile, a venit de la sine. Da. A fost oarecum muncă în echipă la început, pentru că am făcut-o eu unul forțat, dar după aia am făcut-o cu plăcere și oricum. Dar nu există o problemă mare, competitivitate. O bat la fasting. Fac 372 de ore pe an și abia aștept să le fac și alea sunt water fasting, deci nu ne mai păcălim cu cafea sau cu ceai. Îi dăm pe apă, abia aștept asta luna viitoare, al 3-lea pe anul ăsta. Și cum reziști în zilele în care ai și meci? Mi-e mult mai bine. S-a întâmplat. Mi-e mult mai bine pentru că sunt mult mai limpede în gândire, energia este alta. Una parcă mai curată, așa, nu știu cum să spun, mâncarea te întârzie, mâncarea te blegește, îți creează probleme mari de tot. Eu și când vin să fac sport, eu sunt undeva la 16, 18, poate și 20 de ore de fasting. Acum avem 18 ore. Da, da? Da, acum avem 18 ore. Și lucrez mult mai ușor. În momentul în care treci de 20 de ore, funcționezi mult mai bine. Intelectual vorbesc. Eu chiar am glumele mele cu prietenii mei din staff și le spun, băi, acum am făcut 20 de ore, profitați de mine, că-s mai deștept decât de obicei. Pare că N-am cum să fac pentru că amețești. Cum tu nu amețești? Nu amețești. Eu amețesc acum în ultima vreme. De la răceală, da. Da, la răceală. Fasting, sport. Alimentație, una asta deja o știe toată lumea. Doar că e aproape imposibil să te alimentezi perfect. Mai sunt și... Însă n-ai voie, dacă vrei să mergi pe drumul ăsta, n-ai voie să ai o zi fără mișcare. Eu m-am schimbat. Am făcut o greșeală pe care n-am realizat-o la momentul ăla și momentul ăla a fost cam lung. Am pus, poate, cariera, am pus fotbalul înainte de orice. Și chiar dacă am avut satisfacții profesionale, totuși n-a fost ceea ce trebuia. Tocmai de aia, la momentul ăsta, fotbalul este pe planul 2, dacă nu chiar 3. Pentru că acum s-a evit și al doilea job, televiziunea cu care am cochetat ani de zile înainte, dar care mă tentează pentru finalul carierei. Pentru că mă apropie și eu de final. Mai am vreo 2 ani și fac 60, așa că dacă ne vom întâlni peste, nu să zic 2 ani și ceva, peste 12 ani și ceva, o să vă găsiți la Teqball. Poate că afară în tenis cu piciorul, probabil că nu o să mai joc la fileu, o să joc pe spate, dar Teqball voi juca și la 70 de ani. Certitudine. Cum e să-l știi acolo, aproape de tine, la competiții și te-aș întreba și cum se comportă, face galerie, încă n-a fost. Mă ajută să-l știu acolo și mai ales că la triatlon stă pe margine și mă mai întreabă, ești ok, ai nevoie de ceva? E bine să-l știi acolo. Cred că avem minim 4 antrenamente pe săptămână împreună. Minim 4 antrenamente? Da. Și mese? Și mesele. Mesele, minim una pe zi. Poate așa cu mici excepții când are el meciuri în deplasare. Dar în rest, mâncăm împreună. Sunt legată de oamenii de aici, de Ovidiu, de Cocolino, de toată lumea. Ovidiu e poate al doilea tată, nu știu. L-am făcut bătrân. Scuze. Teo, cum este Crăciunul în familia voastră? E la fel ca orice masă, sincer. Mâncăm ouă și brânză de oaie. Îl petreceți pe care cumva o sustragem de la cineva. Dintr-o sursă sigură. Da. Îl petreceți întotdeauna împreună? Este o regulă stabilită de când erai micuță? Da, nu cred că l-am făcut vreodată separat. Chiar meciuri de Crăciun n-am avut. Și nici cantonamente. Da. Crăciunul s-a făcut împreună, într-adevăr. Este perioada aia cea mai frumoasă? Paștele, în schimb, nu prea. Nu? Da, de regulă, Steaua joacă în ziua de Paște. Și sau a doua zi, sau cu o zi înainte. Dar asta se întâmpla și când eram la Galați. Chiar țin de că am avut meci la Cluj și mergeam cu trenul. Am prins învierea în tren. Practic, aceasta este singura perioadă din an în care simți cu adevărat vacanță sau nu, pentru că trebuie să te mai ocupi de telefoane și de jucători și... Next question. Că nu e vacanță niciodată. Nu e vacanță. Dar poate că nici nu... Poate aș fi... Nu m-aș simți foarte bine să am o vacanță fără niciun motiv de stres. Nu știu cum aș funcționa. Cine se ocupă de cadouri în familie? Dar nu suntem cu cadouri. Ba, eu mai fac. Tu nu prea faci. Da. Ar trebui să fac mai des? Uite, de exemplu, da. Ieri i-am trimis ce mi-aș dori de Crăciun. Un tricou. Și mi-a zis că e urât și că oricum e de... baie sau cum de plajă. De plajă. Da. Îți bine, mie îmi place. Nu, ok. Altceva. Alege altceva. Și până la urmă vine Moș Crăciun cu ce își dorește sau aduce Moș Crăciun? Da, de obicei îmi spune. Aș vrea Adidas și eu ăștia sau... Dar eu nu prea primesc. Mamă, îmi scoate și el, da. Ok. Da. Teo, când ai aflat că nu există Moș Crăciun? Mie mi-a plăcut tot timpul să cotrobăi și cred că am găsit scrisoarea. Da, da, am prin telefoane. Acum nu mai fac asta, dar... Acum deja nu mai contează. 8 ani, 7 ani, nu știu. Cred, când am găsit scrisoarea. Da? Găsisem, scrisesem și era la mama. Și cum a urmat? Ce discuție ați purtat pe această temă? Mai eram nervos pe vremea aia. Nu cred că a fost ceva... Să pună prea multe întrebări. Atât timp cât mi-am primit cadourile, nu cred că am avut nimic de obiectat. Colinde? Scuze-mă. Nu, nu, nu. Eu am aflat cumva mai devreme când eram mic, pentru că eu am locuit 15 ani, am fost vecin balcon de balcon. Cu Moș Crăciun? Da, cu Moș Crăciun, care era marele cantautor de pe vremuri, Alexandru Jula. Și pe la vreo 3 ani jumate mi-am dat seama că Moș Crăciun are vocea lui Nea Sandu. Și am scos barba. Și atunci am realizat că, de fapt, Moș Crăciun e o minciună sfruntată. Ce primeai cadou de la Moș Crăciun? Pijama. În fiecare an? Pijama, da. Știam că e pijama. Bomboane de pom din alea, așa, pe care le mâncam și în iulie, că nu prea mâncam dulciuri. Câteodată mai venea pofta. Da, pijama, dar erau frumoase pijamalele alea, stil combinezon, ca să nu se ridice la spate bluza și să lăcească băiatul la șelii, ca să spunea bunica. Și șelile mele erau în siguranță, pentru că pijama a plecat de la glezne și venea până la gât. Chiar se ghidea. Ca să nu mai spun de faptul că aveam căciurile paspartu, care aveau gât. Și tu ce le zonă? Pentru că îmi imaginez la aia, păi nasul. Și imaginează, are o imaginație foarte bogată, tot da, în combinezon și cu paspartul, arătam ca un E.T. wannabe înainte de vreme. Spuneai colinde când erai mic? Te puneau în fața familiei? Nu, plugușorul. Eram trăin și mergeam cu plugușorul. Luam câte 100 de lei de la familiile noastre și în medie 10 lei de la vecini. De la unii insistam mai mult la uși, că nu dădeau drumul. Nu, stăteam cu urechea la uși să vedem dacă mișcă prin casă și să știm dacă sunăm și... nu plecăm. Și sunam și băteam și undeva ieșeam cam la vreo 300 de lei de căciulă, ceea ce era în vremurile alea o sumă exorbitantă.